Zeci de mii de roți se învârt de dimineața până în cealaltă dimineață pe străzile orașului. Doar sistematizarea circulației cu giratorii și sensuri unice a fluidizat traficul rutier din Brașovul, sufocat într-o vreme de prea multele mașini pentru străzile din centru. Unele construite din vremea cetății medievale, modernizate și extinse în ultimele două secole, cât a permis locul dintre clădiri. Vremurile în care până și porți din piatră au fost demolate pentru a face loc tramvaiului cu abur, ori prea multelor trăsuri, au rămas în câteva fotografii și în memoria pietrei. Au fost evocate odată cu tot ce a circulat în mai bine de șapte secole pe ulițele ori bulevardele Brașovului, în expoziția deschisă în 2014 la Muzeul de Istorie. Nimic din ce a trecut, pe lângă sau pe deasupra casei sfatului în sutele de ani de existență, nu a lipsit din expoziția de la căruță la zborul cu motor. Interesantă tema de cercetare a muzeografei Cristina Tănase, descoperită cu plăcere de mulți brașoveni încă de la vernisaj, în sala expozițiilor temporare de la etajul Muzeului de Istorie. Piese originale, stampe, documente inedite, fotografii, machete, citate din cronicarii vremii și texte inspirate vorbesc despre mijloace de transport, uzinele brașovene, căi de comunicații, transport în comun și cei care le-au folosit, din evul mediu până în anii 80, într-un oraș în care transporturile de mărfuri, corespondență și de persoane s-au aflat în continuă expansiune. De la căruță la zborul cu motor, o temă foarte interesantă atât pentru specialiștii din Brașov, cât și pentru publicul larg. Am văzut încă la vernisaj că multă lume s-a regăsit în imagini vechi ale orașului, pe vremurile în care alte mijloace de transport circulau pe străzi, pe străzi care astăzi nici nu se mai circulă de fapt. Cum a venit această idee? Întotdeauna ideile vin de la expoziția trecută. Mă documentam pentru Plăcere și viciu în Brașovul de odinioară, alcoolul, plăcere și viciu în Brașovul de odinioară, și mi-am dat seama că din materialul pe care l-am, pe care l-am obținut și pe care l-aș putea avea, aș putea să fac ceva, o expoziție care de altfel se face doar în spații pavilionare. Dar eu m-am încăpățânat să o fac în Casa Sfatului, încercând să suplinesc piesele originale cu machete. M-am bazat pe faptul că noi avem în depozitul muzeului multe machete din vechea industrie brașoveană. Am căutat colecționari care ar fi avut alte machete pe care noi nu le avem, alte instituții de cultură care iarăși m-au ajutat în privința aceasta și cu care am colaborat și, de asemenea, la noi publicul în cazul acesta și chiar și în alte cazuri nu vine numai la vernisaj, vine și cu piesele de acasă. În acest fel, foarte mulți colecționari îi regăsiți aici cu imagini, cu obiecte și cu sufletul. Gabriela Polac, Anca Maria Zamfir, Vasile Aldea, Cornel Balate, Tiberiu Blaga, Florian Brânzea, Cristian Bratu, Zoltan Boer, Dorel Coconașu, Radu Hanke, Gheorghe Olaru, Gheorghe Radu, Călin Râpea, Cumira Rafael Roșu, Gheorghe Sorea, Ovidiu Taloș, Orașul Memorabil, sunt colecționarii ale căror obiecte și fotografii au completat vitrinele și panourile expoziției, alături de piesele aduse de alte câteva instituții de cultură. Am colaborat în ceea ce privește instituțiile de cultură, am colaborat cu Muzeul Județean Argeș, machetele de Dacie și de Aro pe care le vedeți în vitrină sunt de la ei. De asemenea, vechile imagini pe care le avem pe panouri, o parte dintre ele sunt de la Direcția Județeană Arhivelor Statului Brașov și, bineînțeles, Muzeul de Artă, care ne-a ajutat cu
o stampă și o acuarelă foarte importante pentru expoziția mea și pentru partea de început. Începutul înseamnă și debutul cronologic al acestei expoziții. Începeți cu roata, pentru că ați anunțat și în titlu că, de fapt, porniți de la căruță. Da, așa este. Vorbind despre Brașov, am început cu venirea sașilor aici, pe firul Dunării, de la ei de acasă, au ajuns până în Transilvania, cu căruța, pe jos, călare, fiecare cum și-a permis, ajungând și construindu-și aici o nouă viață și construind pentru meleagurile acestea o nouă viață adusă din Germania. În vremea în care, în secolul al XIII-lea, era perioada clasică medievală, când căruța era mijlocul de transport cel mai modern, modernizat și cel mai modern. Roata expusă doar sugerează vremurile de început ale transporturilor, dar celelalte piese care vorbesc despre cai și călăreți care străbăteau aceste meleaguri în anii 1300 sunt originale. Cele mai vechi piese le vedeți jos în prima vitrină. Este vorba de scărițele de șa, de pindeni, care aparțin secolelor 14-15, deci foarte apropiate de venirea sașilor aici. De asemenea, statutul breslei rotarilor din Râșnov și dintre piesele vechi este vorba și de pașaportul lui Ion Codru Drăgușanu. Să spunem că sunt piese originale. Evident, sunt piese originale. Ion Codru Drăgușanu a fost unul dintre cei mai mari călători din Transilvania. Din fericire pentru Muzeul de Istorie avem pașaportul lui și acolo se vede pe una dintre pagini Tugra. Tugra fiind semnătura sultanilor. Atunci se călătorea cu poștalionul. Evident, atunci se călătorea cu poștalionul. El are prilejul de a călători alături de boieri români în diverse părți ale Europei și de acolo vine cu foarte multe memorii pe care le lasă în acea carte numită Peregrinul Transilvan. Iar bagajele se transportau cu un cufăr de călătorie, așa cum îl vedeți și în imagine. Noi avem în colecția muzeului cufere de călătorie, geanta de poștalion și tocmai de aceea poștalionul, care în secolul al XIX-lea era extrem de important pentru deplasările la distanțe mari, se regăsește ca și piesă de colecție aici în sala de expoziții temporare. Iar transportul de mărfuri, pentru că până acum am vorbit mai mult de transportul de persoane, transportul de mărfuri se făcea inclusiv cu măgărușul, cum vedem acele fotografii care amintesc de restaurantul de pe Tâmpa. Exact. Restaurantul acela, care era la o înălțime considerabilă, nu putea fi aprovizionat decât cu măgărușul. În cazul acesta, unul dintre colecționarii care a participat la proiectul Orașul Memorabil ne-a oferit prin domnul Ovidiu Taloș acea imagine. Și pentru asta, de fapt, mulțumim încă o dată tuturor colecționarilor care au fost de acord să ne ajute. Doar fotografiile mai redau atât de expresiv călătoriile din secolul XIX, precum descrierile lui Sextil Pușcariu din Brașovul de altădată. Lumea nu era grăbită și se simțea perfect de bine în faimoasele trăsuri de landau, mari cât niște corăbii, cu perini îmbrăcate în pluș roșu. În ele se urcau tinerii ce făceau vizite și cu ele ne duceam vara în vilegiatură la Zizin sau la Bran, căci, deși erau mai scumpe, drumul la Bran era 5 florini. Ele erau atât de încăpătoare de ne duceau pe toți, părinți, copii și o servitoare pe boc, adică pe capră. La vremea respectivă, Viena era un oraș care avea o influență deosebită asupra Transilvaniei și asupra Brașovului și atunci fiacărele, pentru că așa se numeau la început trăsurile și acum la Viena se numește fiacăr în limba germană, au venit la Brașov. Acele trăsuri de landau pe care Sextil Pușcariu le amintește în memoriile lui se regăsesc prin imaginile pe care le-am așezat pe panouri și, de asemenea, în textele scurte pe care am încercat să le
asezonăm în așa fel încât vizitatorul care pășește în sală să-și formeze o idee despre ce însemna epoca. Tot Sextil Pușcariu vorbește la un moment dat și de diligenți. Așa este, de diligențul lui Șani, da? Acele trăsuri foarte, foarte mari cu care se pleca din Brașov spre alte zone mărginașe ale orașului, într-adevăr spre Bran, spre satele Săcelene, și era un mijloc de transport extrem de pitoresc la vremea respectivă. La fel de pitoresc a fost la sfârșitul secolului XIX acel trenuleț care venea tot din suburbii, venea de la Săcele. Satul Lung era capul de linie. Da, așa este. În 1892 se deschide oficial acea linie de transport care ducea locuitorii orașului spre cele 7 sate săcelene și de asemenea pe Săceleni la Brașov. A fost un mijloc de transport extrem de modern la vremea respectivă și un mijloc de transport care era oarecum necesar pentru că motorul deja începuse să-și pună amprenta asupra transportului din Europa și nu numai. Și evident că ajunge și la Brașov. De altfel, încă de la început din textul general, în care fac o introspecție a ceea ce înseamnă toată expoziția, subliniez faptul că vestul Europei și-a pus amprenta asupra spațiului brașovean, bineînțeles respectând ceea ce găsește aici. Da, s-a ținut cont de spiritul local, dar cu toate acestea, mai mari de atunci ai urbei au și decis demolarea porții uliței Vămii, pe sub care nu ar fi încăput nici locomotiva și nici vagoanele trenulețului. Încă de la sfârșitul secolului XIX, transporturile nu se făceau la voia întâmplării. Stă mărturie și mersul trenurilor, document din care astăzi aflăm care erau stațiile primului mijloc de transport în comun al zonei. El nu mergea cu viteză foarte mare, dar trebuia să existe un mers al acestui mijloc de transport, pentru că, având foarte multe stații, era foarte important ca cei care îl foloseau, călătorii, să știe exact locul în care se găsește trenul la ora respectivă pentru a putea sta în stație și a beneficia de mijlocul de transport. Este inedită una dintre imagini, bineînțeles toate sunt foarte interesante, una care arată un fel de carambol. Da, așa este. Am constatat că în majoritatea orașelor din Transilvania au existat asemenea imagini fanteziste. Lumea, în momentul în care mijloacele de transport au început să aglomereze străzile, lumea și-a dat seama că va veni și momentul accidentelor. Și au existat astfel de imaginații, de minți care au reflectat prin cărți poștale ilustrate aceste caramboluri, care de fapt până la urmă s-au întâmplat, dar mult mai târziu, nu atunci, pe la 1910, când ele sunt reflectate în aceste cărți poștale ilustrate. Dar este într-adevăr sugestivă, acolo apare inclusiv zepelinul. Și au fost multe povești și multe temeri că rămân găinile sterpe, că sunetul trenulețului poate provoca cine știe ce, iar trenul cu viteza lui poate provoca și accidente. Da, așa este. Într-adevăr s-a și ajuns la accidente de-a lungul timpului și tocmai pentru aceasta sergenții de stradă au fost cei care erau imperios necesari în unele puncte importante ale orașului. Îi vom găsi atât pe strada Porții, cât și pe strada Vămii sau strada Mănăstirii, în locuri bine stabilite și în punctele aglomerate. De exemplu, la intrarea pe strada Mănăstirii se afla sergentul de stradă, care trebuia să aibă grijă, pentru că acolo era punctul ramificație de unde tramvaiul pleca în cele două părți, spre cele două puncte terminus.
tot acolo se întâlneau și automobilele și pietonii și de cele mai multe ori sergentul chiar se certa cu pietonul pentru că acesta nu înțelegea să respecte regulile de circulație. În condițiile în care, la vremea respectivă, în perioada interbelică, automobilul circula la Brașov cu 6 km pe oră. Multe meserii noi au apărut în oraș, legate de transport individual sau public, de la căruțași, conducători auto, vat, mantini, chigi, până la cei care vegheau traficul, sergenții de stradă. În fotografii din prima jumătate a secolului trecut se văd circulând simultan trăsuri, trenulețul galben, automobile, pietoni. Apăruse și primul sens giratoriu între primăria de astăzi, prefectura de acum și Vila Kerch, impresionanta clădire demolată după război, pe locul căreia s-a construit Modarom. Despre primele mașini care au circulat în Brașov, primele automobile, le vedem și pe ele în câteva fotografii, inclusiv pe strada Porții, puțin mai târziu, stradă care acum Republicii numită este pietonală. Da, așa este, pentru că din trăsură a apărut automobilul, tocmai de aceea primele automobile se numeau tot trăsuri. Ele, de altfel, semănau izbitor cu trăsura și atunci se păstrează acest termen de trăsură, numai că era o trăsură fără tracțiune animală, avea un oarecare volan și câteva manete cu ajutorul cărora conducătorul, automobilistul, să se poată deplasa, dar, bineînțeles, viteza era foarte mică, iar automobilistul avea uniformă, așa cum vedem într-una dintre vitine, casca de automobilist. De asemenea, pe cască erau fixați și ochelarii și, bineînțeles, mantaua aceea lungă, pe care o cunoaștem din filme, din imaginile vechi, aceasta fiind, de fapt, uniforma automobilistului. Se și vede, de fapt, într-una dintre imaginile din expoziție, un automobilist și automobilul său staționate pe Rudolfsring și toate privirile sunt ațintite asupra lor. În nicio fotografie din expoziție nu apare însă velocipedul, una dintre piesele originale interesante provenite din fostul muzeu al sporturilor. Se amintește de ciudatul vehicul pe două roți în paginile Brașovului de altădată. Nu am găsit nicio asemenea imagine în care să apară velocipedul la Brașov, dar este clar că el a existat pe străzi. Sextil Pușcariu vorbește despre treaba asta și amintește că atunci când el era copil, pe străzile Brașovului circula acest velociped în care trebuia să stai într-un echilibru perfect pentru a te putea urca, pentru a-l putea utiliza și a te putea plimba pe străzile Brașovului cu acest tip de mijloc de transport. Și pentru că numărul de locuitori era în continuă creștere și nu toată lumea și-ar fi permis să circule cu propria trăsură sau cu automobilul personal, se simțea nevoia dezvoltării transportului în comun. Trenulețul dintre Satul Lung și Bartolomeu, cu ramificația spre Piața Sfatului, nu putea să acopere toate traseele care i-ar fi interesat pe brașoveni. Pentru că tot vă refereați la perioada interbelică, atunci apare și un fel de regie de transport, o societate de transport în comun. Da, așa este. În 1925 apar la Brașov primele autobuze, așa numite autotaxiuri și noi avem una dintre primele fotografii ale acestor autotaxiuri. Am și așezat-o în așa fel încât să vadă toată lumea că la 1925 circulau pe străzile Brașovului niște autobuze de maximum 15-20 de locuri, dar care nu erau noi, care uneori aveau geamurile sparte sau lipsă, care nu aveau un motor foarte puternic încât să urce pe străzile Brașovului, se spune că abia găfâiau pe strada lungă, totuși ajungeau până în zona centrală a orașului, în schimb, pe timpul iernii, totuși locuitorii apelau la trăsuri, pentru că aceste autobuze nu reușeau să facă față. Existau la vremea aceea și taxiuri individuale? Da, existau la vremea aceea și taxiuri individuale, bineînțeles. Odată cu apariția automobilului la Brașov, au existat inclusiv garaje de automobile de închiriat, evident, și taxiuri, pentru că
Lumea s-a acomodat din mers asupra modernității, unii mai repede, alții mai târziu, exact cum se întâmplă și în zilele noastre. Întreprinzătorii au înțeles imediat că este un tip de transport profitabil și tocmai de aceea au apărut imediat aceste tipuri de mijloace de transport. Pentru ei era profitabil, dar pentru călători era scump? Pentru călători era destul de scump și de aceea cei mai mulți dintre cei care luau taxiul erau turiștii, veniți din alte părți și care își permiteau să circule cu taxiul la Brașov. În special cei veniți de la București, turismul nu însemna pentru ei ceea ce însemna pentru brașoveni. Ieșirea în natură, plimbarea în drumeție, pentru ei turismul însemna un turism urban în care plecai la restaurant, de la hotel plecai la restaurant, mergeai să te distrezi și tocmai de aceea foloseau taxiul pentru acest tip de turism și de distracție. Pentru cei care își doreau și aerul curat al muntelui, după apariția primelor hoteluri în Poiana Brașov, se construiesc și primele linii de teleferic. Erau folosite și de din ce în ce mai numeroși locuitori ai orașului și mai dezvoltat, odată cu primele uzine, Iare și Romloc, Steagul Roșu de mai târziu. În 1926 se construiește, prin decret regal, industria aeronautică română, cu sediul aici la Brașov, pe câmpul din apropierea orașului. La început, această uzină construia avioane sub licență, pentru ca mai târziu să se construiască și avioane românești. A fost o fabrică de succes și, bineînțeles, odată cu instaurarea regimului comunist, totul s-a schimbat. Din acest motiv, un grup de oameni inimoși, care au iubit foarte tare această întreprindere, au încercat să ducă mai departe aeronautica și au format un nucleu în care, bineînțeles, Iosif Șilimon a fost unul dintre cei mai importanți sau cei mai reprezentativi membri ai acestui nucleu, care au dus mai departe Iareul, transformându-se la un moment dat în ICA Ghimbav. De asemenea, industria brașoveană a avut alți doi exponenți extrem de importanți. În momentul apariției primelor tractoare, vorbim deja de întreprinderea Tractorul Brașov, transformată din vechiul Iare, și, de asemenea, la început Romloc, apoi Astra și mai târziu Steagul Roșu. După aceea, IABV. Ambele acestea au fost cele mai importante nuclee de industrie brașoveană, unde mii de oameni au participat la producția acestor două uzine și, bineînțeles, de pe porțile lor au ieșit foarte multe modele, pe de o parte de tractoare, pe de cealaltă parte de autocamioane. Aici, în expoziție, de altfel, puteți vedea, dacă vorbim de Iare, puteți vedea o serie de imagini care vorbesc despre vechiul Iare, o serie de produse ale acestei întreprinderi. De asemenea, din colecție particulară avem macheta unuia dintre avioanele Iare, de la ICA Ghimbav, două machete, unul de elicopter Puma și celălalt de avion utilitar, care reflectă clar tipul de producție pe care această uzină îl avea. De asemenea, în vitrină, macheta primului tractor românesc, Iare 22, apărut în 1946, o serie de alte imagini care amintesc despre ce a însemnat tractorul de-a lungul timpului, cu tractorul de tip rusesc, de asemenea tractorul universal care s-a fabricat la Brașov și, bineînțeles, începând de la perioada interbelică, când Romlocul fabrica autobuzele, mai târziu roțile de vagoane,
După aceea ajunge la fabricarea primului autocamion SR-101 în anii 50, când deja Brașovul se numea orașul Stalin, și până la ultimele tipuri de autocamioane, DAC sau diesel. Da, din păcate, doar câteva camioane se mai fabrică la ora actuală, iar tractorul este istorie. În ceea ce privește transportul în comun, pentru că am văzut că a interesat publicul prezent aici, este de amintit că până să se construiască DN1E, acel drum spre Poiana Brașov, circulau niște autobuze fără caroserie deasupra. Șenila era la un moment dat și mai era acel autobuz deschis. Da, așa este. În perioada interbelică, secția climatică avea autoșenila, un mijloc de transport șenilat, care pleca din Piața Prundului și pe așa numitul drum vechi ajungea în Poiană. La început au fost două autoșenile și pentru că drumul era foarte îngust, ele aveau locuri bine stabilite unde se întâlneau. Cea de sus de obicei o aștepta pe cea de jos, se întâlneau în locurile unde drumul era mai lat și fiecare își urma după aceea calea, dar viteza era atât de mică încât turiștii puteau să urce și să coboare din mers. Autobuzele TV, troleibuzele de acum o jumătate de secol, autobuzele șenilate care îi duceau pe brașoveni în Poiană. Își amintesc de ele cu nostalgie brașovenii trecuți de prima tinerețe, care au circulat și cu zgomotosul și greoiul tramvai, dezafectat în anii din urmă, când parcul auto al regiei de transport a fost complet reînnoit și adaptat specificului orașului. A existat câțiva ani în orașul nostru și tramvaiul. Da, așa este. Tramvaiul contemporan, așa nu acela este. De secol nou. În 1987, inițial s-a dorit ca la 23 august, tramvaiul să circule pe străzile Brașovului. Pentru că la vremea respectivă constructorii n-au reușit să țină pasul cu comanda de la București, tramvaiul nu s-a deschis oficial, așa cum găsim noi astăzi în ziarele vremii, la 23 august 1987, ci mult mai târziu, la câteva săptămâni mai târziu, tramvaiul brașovean, de la Steagul și până la Rulmentul, a circulat o perioadă bună pe străzile Brașovului. Era un mijloc de transport extrem de important pentru anumite cartiere care duceau brașoveni, muncitori din diverse locuri spre uzina Tractorul și spre uzina Rulmentul. După ce acestea două au dispărut, bineînțeles, și tramvaiul a fost dezafectat. Care sunt cele mai recente perioade la care faceți referire? Unde se oprește cercetarea dumneavoastră în timp? Am dus expoziția până în anii 80, pentru că acea perioadă am vrut neapărat să o reflect, fiind o perioadă de industrie brașoveană extrem de prolifică în construcția de mașini. Am ajuns până prin anii 80, într-adevăr, cu cercetarea și, bineînțeles, cu etalarea atât a imaginilor cât și a obiectelor. Zeci de mii de roți se învârt de dimineața până în cealaltă dimineață pe străzile orașului. Doar sistematizarea circulației cu giratorii și sensuri unice a fluidizat traficul rutier din Brașovul sufocat într-o vreme de prea multele mașini pentru străzile din centru. Unele construite din vremea cetății medievale, modernizate și extinse în ultimele două secole, cât a permis locul dintre clădiri. Vremurile în care până și porți din piatră au fost demolate pentru a face loc tramvaiului cu abur, ori prea multelor trăsuri, au rămas în câteva fotografii și în memoria pietrei. Au fost evocate, odată cu tot ce a circulat în mai bine de șapte secole, pe ulițele ori bulevardele Brașovului, în expoziția deschisă în 2014 la Muzeul de Istorie.